Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial grupurile Facebook. Haideți să vedem împreună cum putem crea Facebook grup sau grupuri Facebook și în același timp ce putem posta pe aceste grupuri. Deschidem facebook.com, ne-am logat și vedem că în stânga sus avem prieteni, iar apoi avem grupuri. Dăm click pe grupuri. Și ne apare feed-ul grupurilor. În partea stângă sus ne apar grupurile administrate de noi, iar apoi ne apar grupurile în care ne-am înscris. Haideți să vedem cum creăm un grup nou. Vedem că avem fluxul tău, descoperă notificările tale, iar apoi creează un grup nou. Apăsăm creează un grup nou. Îi dăm numele grupului, de exemplu facem un grup cu clasa la care suntem diriginte, clasa a 5-a. Alege confidențialitatea. Poate să fie public sau privat. Dacă dorim să vadă toată lumea ceea ce se postează, facem public, iar dacă îl utilizăm cu elevii și nu avem acordul părinților, îl facem privat. Ascunde grupul vizibil. Invită prieteni. Și aici avem sugestii de prieteni sau scriem o literă cu care începe numele și ne apar toți prietenii noștri. Mai departe, vedem în partea dreaptă că apare clasa 5-a, grup privat, un membru. Și vedem previzualizare desktop, cum se vede acest grup. Am adăugat prietenii și dăm creează. Și vedem că grupul nostru a fost creat. Apoi putem schimba imaginea grupului. Putem invita membrii să adăugăm o fotografie de copertă. O tragem pentru a repoziționa. Adăugăm o descriere. Elevii clasei a 5-a de la școala dăm salvează. Apoi putem posta foto sau video. Apăsăm pe foto sau video și avem aici adaug fotografii sau video. Și postăm videoclipul. Videoclipul a fost postat și este în curs de procesare. Până se procesează videoclipul, vom posta și o fotografie. Mi
Microsoft tutoriale. Grupuri Facebook. Și postăm fotografia. Fotografia grupului. Postează. Dar înainte putem să etichetăm persoane în această fotografie. Vedem că videoclipul se procesează. După cum ați putut vedea puțin mai devreme, ne-a anunțat că și videoclipul care noi l-am adăugat a fost postat în grup și ne apare în grup. Dăm refresh sau reîmprospătoare și vedem că a fost creat sondajul și se poate posta în acest sondaj și automat apare un vot, apare fotografia grupului. Și apare de asemenea și videoclipul. În partea stângă sus, dacă dăm editează, încărcăm o fotografie, apăsăm încarcă, repoziționăm. Și apăsăm salvează modificări. Și vedem că imaginea grupului nostru a fost adăugată. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul, curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.